Now what? I'm gonna take this place too? No. This place is ours. Far Cry, cel puțin din punctul de vedere al gamerului cu experiență, este o serie destul de inconsistentă, reușind din două în două titluri să aducă ceva nou și fascinant. Am avut arme care se strică, malarie, magie vindecătoare și tripuri pe diverse halucinogene. Far Cry încearcă să se reinventeze de la joc la joc, dar rămâne în același stil de gameplay cu care ne-a obișnuit. De această dată, Far Cry 5 lasă în urmă locațiile îndrăznețe sau preistoria și trece în prezent, în America de Nord a pseudo-prezentului. Povestea, atât cât ne-a fost dezvăluită până acum, are ca personaj negativ un grup de fanatici religioși de undeva din nordul Americii, iar treaba ta este să-i elibereze așezare cu așezare și să descurci ițele încurcate ale poveștii. Mai simplu, nimic nou sub soare, având în vedere că mare parte din mecanici nu s-au schimbat, așa cum a fost cazul lui Ace Origins, doar că au mai adăugat câteva elemente interesante pentru a condimenta gameplay-ul. Dar, de departe, cea mai importantă adiție este modul cooperativ, pe lângă personaje custom, acum poți, într-un final, să joci întreaga campanie cu un prieten, oferind acel sentiment de camaraderie și implicare. Adăugăm aici și prezența unui map editor care te lasă să realizezi harta visurilor tale pe care să o încerci cu oricare dintre personajele custom, fie el cățel, sniper sau marine. Chiar și așa, abilitatea de a crea un personaj de la zero și faptul că există și alte personaje pe care le poți accesa diversifică puțin jocul față de variantele precedente. Asta insuflă un pic de viață în atmosfera stătută jocului, care, cu excepția unor vehicule, ceva activități noi, precum pescuit și îmblânzit de animale, nu prea-și schimbă năravul nu este neapărat un lucru rău. În general, când întâmpini un gamer cu o nouă mecanică de gameplay într-o franciză, fără să faci asta domol, riși să pierzi din public. Unii gamer comportându-se adesea ca niște găini fără cap, care urlă la cea mai mică schimbare, mai ales dacă este vorba despre un shooter unde spiritele sunt mai înverșunate, în special pe PC. povestea pare promițătoare, latura religioasă a poveștii și extremismul, provocând jucătorul cu mici questuri ici și colo, pentru o mai mare explorare și diversificare a mediului de joc. Mai pe limba română, jocul e cam aceeași mâncare de pește, dar am schimbat puțin niște chestii și poate o să vă placă personajele negative. Cam ăsta este mesajul actual al lui Far Cry 5, care, cu toate că nu prea este pe gustul nostru, are o nișă și un grup loial de fani. Cine știe, poate o viitoare iterație va avea un recul mai realist. Poate readuc în prim plan mecanica de arme care se strică sau poate pur și simplu va fi mai realist.